Bună! Astăzi fac un nou clip, achizițiile mele. Am fost de curând printr-un magazin Make Up For Ever și mi-am achiziționat câteva lucrușoare, printre care mi-am luat și catalogul de la ei, pentru că vreau să știu exact ce comand, dacă este să comand și eventual lista de prețuri. Și de la ei nu am luat foarte multe, dar mi-am luat o paletă metalică pentru amestecarea fondurilor de ten, corectoare, rujuri, farduri și așa mai departe, tot ce vreți, o paletă profesională. Mi-am luat și două fardulețe, unul portocaliu și unul galben. Avantajul acestea este că au pe spate eticheta cu numele, gramajul și magazinul din care a fost cumpărat. Asta e o noutate pentru mine, pentru că așa știu exact la ce magazin am fost. Am descoperit un magazin Douglas la Gara de Nord care vinde produse NYX, ceea ce eu până acum nu am putut să-mi achiziționez. V-am spus, nu mai cumpăr nimic fără să testez. Și mi-am luat un butter gloss. Nu știu dacă are vreo. Tiramisu. Acesta. Și un primer pentru ochi HD. O bază HD pentru ochi de la NYX. Încă nu le-am folosit. Sunt în țiplă. Nu le desfac deocamdată pentru că mai am altele în folosință și nu vreau să desfac foarte multe. Mi-am achiziționat un fond de ten de la The Body Shop. Este un fond de ten ușor pe care îl folosesc în timpul verii. Este un fond de ten hidratant cu factor de protecție 15 și ce să văd dacă văd nuanța 07. Mi-am luat o pudră de la Anna Faley, o pudră bronzantă, doar că aceasta are foarte mulți clipici și o folosesc pe post de highlight în momentul în care sunt foarte, foarte bronzată, pentru că nu prea îmi place pudra bronzantă, sclipicioasă, și o pudră normală, o pudră compactă, o pudră nuanța 02, deci nu e mare. Am trecut pe la MAC și mi-am luat 3 pudre, NC42, NC30 și NC35. Mi-am luat în mai multe nuanțe pentru că va trebui să încep să fac mai multă practică și atunci voi avea nevoie de cât mai multe nuanțe și de fond de ten și de pudre. Farduri încă mai am și am luat un Face and Body NC25, este fondul de ten în borcăbut bidonaj de la MAC. Am luat de la Estée Lauder o cremă pentru ochi, și aceasta este în țipă, încă n-am desfăcut-o. Este o cremă pentru ochi, pentru zona de sub ochi, foarte bună. Ajută ușor la atenuarea ridurilor fine, dar nu exagerat. Nu face cine știe ce exagerat, să nu credeți că se fac minuni. Mi-am luat o pudră închisă la culoare pentru persoanele de culoare, pentru pielea foarte închisă și sau metisă, pentru că mă ajută foarte mult. De asemenea, mi-am luat o paletă Naked 2 de la Urban Decay, pentru că cealaltă pe care am avut-o a avut un mic accident, a căzut de la înălțime și s-a spart. Mi-am luat două astfel de pensoane. Sunt micuțe, nu sunt foarte mari, uitați, sunt cât palma, dar sunt foarte moi și acestea sunt, văd că deja le cam cade părul, dar sunt ideale pentru aplicarea blush-ului sau a pudrei, de ce nu? Și sunt foarte interesante că sunt făcute manual, sunt
legate cu un fir de lemn și sunt simple, nu știu, mie mi-a plăcut. Acum să le vedem și la treabă, încă nu le-am folosit. Mi-am cumpărat două creioane de la Bourjois. Acesta este nuanța 78 și acesta este Ultra Black XL Kohl & Contour. Acestea două sunt pentru machiajul în tehnica creionului. Sunt două dintre creioanele acceptate de make-up artiști care lucrează în tehnica creionului. Trebuie să știți că nu toate creioanele dermatografe sunt pentru tehnica creionului. Nu toate lucrează bine și trebuie să aveți grijă întotdeauna când faceți un machiaj în tehnica creionului să-l faceți cu creioane adaptate și exact să fie pentru acest lucru. Pentru că un creion normal se întinde, se împrăștie și atunci nu veți mai avea, nu veți mai avea efectul dorit la final. Nu vor fi liniile perfecte, nu vor fi liniile drepte, nu vor fi liniile subțiri, va fi așa o chestie, o difuziune între creion și piele și atunci lucrurile nu mai sunt atât de ok. Și ca să nu vă mai rețin foarte mult, ultima parte este doar limeluri și creioane, linere și așa mai departe. Și voi începe cu acesta de la Maybelline, care este Volume Express. Toate sunt în țiplă, încă nu le-am desfăcut. Urmează. Le desfac rând pe rând și în momentul în care am nevoie de ele, chiar le folosesc. Acesta este de la Bourjois, Volum Fantastic. Toate sunt negru, pe negru, să știți. De la Rimmel London am Volum Scandalous. Sunt amândouă la fel. Am luat două la fel. Tot de la Rimmel London este, bineînțeles, Scandalous, pe care l-am luat să-l am rezervă. Îmi place foarte mult. Și mi-am luat de la ei un extra eyeliner, tot în culoarea neagră, de la L'Oreal. Mi-am luat ultimul rimel apărut de la L'Oreal, Volum Milioane de Gene, este în cutia mov, ambalaj mov. Tot de la L'Oreal mi-am luat un creion, un cajal negru, care este foarte bun pentru smokey eye sau depinde acum ce vrem să facem, și un eyeliner stil Carioca. Sper ca acesta măcar să funcționeze, pentru că până acum niciun eyeliner Carioca la mine nu a funcționat. Da. Nu au fost exagerat de multe achizițiile de luna asta, dar mi-am luat foarte multe rimeluri pentru că au fost la ofertă. Am prins o ofertă la unele cu 40% reducere, unele cu 35% reducere, la unele, la cele două care le-am luat de la Rimmel London, cele portocalii, era 1 plus 1 gratis și atunci am profitat de ofertă și le-am cumpărat pentru că au termen de valabilitate în momentul în care le deschidem, nu din momentul în care le cumpărăm, așa că nu îmi strică. Am făcut economie, dar le las acolo pentru când am nevoie de ele. Cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, vă doresc să fiți frumoase, sănătoase și nu uitați să zâmbiți mereu, pentru că zâmbetul face minuni sufletului. V-am pupat! Pa, pa!